Salutare și bine ați venit la un nou episod de Clash Royale pe canalul Game Over. Hai să jucăm din nou la challenge. O să folosim același deck ca și data trecută, pentru că am mers destul de bine cu el. Hai să vedem cu ce începem. Cred că vom pune Tesla mai degrabă decât Mini P.E.K.K.A. în centru și vom aștepta să facă el următoarea mutare. Bun, a început cu cu Skeletons. Probabil are X-Bow. Ok, vedem că are și Fisherman. Deja ceva interesant în deck-ul lui. Are Baby Skeleton Dragons. Are și Hunter. Holy fuck, cât damage a dat Hunter-ul acela. Trebuie să dăm neapărat un Fireball. Să scoatem Hunter-ul. Și nu reușim. Holy fuck, băi, e periculos rău de tot acel Hunter. Mi-a scos Mini P.E.K.K.A. cu un singur hit, nu-mi vine să cred. Wow, chiar m-a surprins acest deck. Trebuie să fim un pic mai precauți. Încercăm un push mai puternic totuși și așteptăm să avem freeze-ul. Punem arcașele. Și hai să punem hog-ul, să tragă în hog. Băi, nu cred, din nou mi-a scos Mini P.E.K.K.A. acel Hunter. Foai de capul meu. Băi, eu sincer, Hunter-ul ăla îl consideram o carte destul de proastă. Dar na, poate că la level 9 versus P.E.K.K.A. level 9 e bun. Da, și el acum ține de match, mai avem un minut din joc. Da, ține de match. Nu prea avem cu ce să pușim așa puternic. Să dau aici, să scăpăm de Hunter. Nu, nu avem nicio șansă cu Hunter-ul acela. Trimitem și Hog-ul. Și vom da un freeze. Incredibil, ne-a scos lejer așa Mini P.E.K.K.A.-ul. Hai să dăm un Fireball aici. Trimitem Valkyra pe Hunter. Ok, mai sunt 10 secunde. Nu prea cred că vom reuși ceva. Hai totuși să încercăm. Nu? Nu pot să cred. Wow. Incredibil acel Hunter, deci da, bun, hai să jucăm din nou. Începem cu arcașele din spate. Fără Hunter, te rog, sper să ai deck fără Hunter. Ok, bun, hai să dăm un Eros. Punem Valkyra în fața acelei arcașe și trimitem și Hog-ul. Bun. Da, așa aproape am scos turnul. Vedeți ce ușor a fost. Nu, dacă punea Hunter-ul, clar îmi scotea toate cele 3 trupe și nu mai aveam nicio șansă. Ok, bun. Scăpăm și de Witch. Vedem care și Hog-ul. Bun, și-a dat un prierău să degeaba acolo, doar și-a propodit elixirul. Să vedem dacă ajungem Mini P.E.K.K.A. Da, nu o să dau nimic. Ei, și acum e momentul în care noi trebuie să ținem de avantaj. Și începem cu un semi-tank din spate, cu Valkyra. Trimitem și Hog-ul. Eros.
și un Fireball. Și presimt un Tricrown în acest match. Chiar dacă pierdem turnul. Nu trebuia să pun arcașele. Da, mă așteptam să aibă, adică știam care are Eros. Și hai mai bine să ținem de scor. Pentru că vedem că ne-a dat destul de mult damage pe King Tower. Să punem minte ca o pe stânga. Trimitem și un Hog. Punem și Valkyra aici. Ok. Să punem din nou Tesla. Punem Peca. Și mai sunt 7 secunde. Cu siguranță vom obține victoria. Bun. Ok, hai să mai dăm un match. Avem 25 de Battle Ram și 3 victorii ne mai trebuie ca să terminăm acest challenge. Ok, începem cu Mini Pekka. Trimitem Hog-ul, o să dăm și un Eros acolo pentru acel Firecracker. Și nu vom scăpa de... acel Giant Skeleton, abia acum reușim să scăpăm de el. Și a fost un deal destul de bun. Am folosit doar cașe și am scos Wall Breakers și acel Giant Skeleton care oricum fusese cumva lovit și de Mini Pekka și le-a fost mult mai ușor. Bun, trimitem din nou Mini Pekka și probabil vom încerca un push cu Hog-ul plus Freeze. Hai să vedem. Da, prindem bine acel Freeze. Dar, din păcate, nu vom ajunge la turn. Hai să ne apărăm acum de acești Wallbreakers care reușesc să ajungă pe Tesla. Începem cu arcașele din spate. Da, vedem că el merge pe același pattern cu acel skeleton giant. Dăm aici un Eros. Da, și din păcate ne scoate trupele acel... Bun, scăpăm fără hit de acei Wallbreakers. Punem Tesla. Spunem și Valkyra aici. Bun, și stăm destul de bine în... acest al doilea match. Să dăm un Fireball! Ok, păi au reușit să ne dea ceva damage acolo. Trebuie să scăpăm fără damage acest Skeletons. Dăm și un Fireball aici. Bun, și cred că match-ul va fi...
câștigat de noi, da. Obținem încă o victorie și ne apropiem tot mai mult de acel reward de final. Mai avem nevoie de două victorii. Hai să mai dăm două meciuri și să vedem dacă reușim să obținem acel Rem Rider, acea legendară de la final. Începem cu Valkyra din spate. Să vedem. Probabil vom continua cu Mini PK. Folosim și arcașele aici. Băi, n-a buzit nimic deocamdată. Wow, s-ar putea să avem noroc. S-ar putea să avem noroc și să luăm gratuit această victorie. Hai să dăm un freeze, trimitem și un fireball și da, obținem o victorie gratuită. Puțin noroc. Și mai avem nevoie de un singur match, de o singură victorie. Avem 5 cărți epice, 5 wallbreakers. Și ăsta e finalul. Hai să vedem dacă reușim să câștigăm acest challenge. Va trebui să fim foarte, foarte atenți. Început cu un Tesla. Ei, și din păcate nu ar fi fost excelent dacă am minificat cu un hit perfect. Holy fuck. Bun. Scăpăm de Rem Rider și rămânem fără damage momentan. E drept că nici noi n-am reușit să ajungem pe turnurile lui. Dar ăsta va fi un match greu. Ăsta va fi un match greu. Punem arcașele și vom pune și Valkyra aici. Ok. Trimitem și Hog-ul. Deși am fi putut să mai așteptăm. Da, ne-am grăbit cu acel Hog. Hai să trimitem mini PK-ul. Bun, avem mini PK, avem la dispoziție freeze-ul, care cu siguranță îl vom da aici pe... Nu știu, un fireball. Da, nu o să ajungă pe turn. N-a ajuns pe turnul mini PK-ul. E drept că era greu să... Bun. Probabil va pune Tesla. Hai să dăm și un fireball, să mai prindem un pic de damage pe turn. Punem arcașele. Vom pune și Valkyra aici. Holy fuck. Holy fuck, nu e bună deloc. Bun, rămâne în viața acel mini Pekka, care ar putea fi salvarea noastră acolo. Hai să vedem, punem Valkyra. Punem și arcașele, vin la fix. Vin la fix arcașele. Rămânem în viață cu una dintre ele. Hai să dăm și un freeze aici. Și obținem din păcate un singur hit pe tur. Și am fi avut nevoie de două. Scăpăm de Lumberjack. Și momentan trebuie să așteptăm să avem elixirul pe full. Să vedem.
da? Reușim să scăpăm de acele trupe. Încă un hit pe turn din partea și obținem în sfârșit și victoria de la final. Și terminăm și acest challenge din prima încercare, practic. Hai să ne luăm Remrider-ul, facem 8 bucăți și reușim să terminăm acest challenge, care a fost destul de interesant. Mi-a plăcut, am jucat foarte bine la el. Bun, cam atât cu episodul de azi. Noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!